Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă lumineze inimile, viețile. La această emisiune vom vorbi despre 10 sau 2. E o întrebare. Șapte întrebări legate despre viitor. O pagină din istoria poporului evreu care poate fi o pagină din istoria vieții noastre. Numer capitolul 13, primele 20 de versete. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Trimite niște oameni să-i scodească țara Cananului pe care o dau copiilor lui Israel. Să trimiți câte un om pentru fiecare din semințiile părinților lor, tot să fie dintre fruntașilor, deci trebuie să fie lideri. Moise a trimis din pustia Paran, după porunca Domnului, toți oamenii aceștia erau căpetenie la copiilor lui Israel. Iată numele lor, pentru seminția lui Ruben, Shamua, fiul lui Zacur, pentru seminția lui Simeon, Șafat, fiul lui Hori, pentru seminția lui Iuda, Caleb, fiul lui Efune, pentru seminția lui Sahar, Igual, fiul lui Iosif, pentru seminția lui Efraim, Hosea, fiul lui Nun, pentru seminția lui Benenin, Palti, fiul lui Rafu, <coughs> pentru seminția lui Zabulon, Gadiel, fiul lui Sodi, pentru seminția lui Iosif, seminția lui Iosif, seminția lui Manase, Gadi, fiul lui Susi, pentru seminția lui Dan, Amiel, fiul lui Gemali, pentru seminția Asher, Setur, fiul lui Micael, pentru seminția lui Neftali, Nachbi fiul lui Vofsi, lui Gad, Gheuiel, fiul lui Machi. Acestea sunt numele bărbaților pe care i-a trimis Moise să-i scodească țara lui Hosea, fiul lui Nun, Moise i-a pus numele de Iosua. Moise a trimis să-i scodească țara Cananului, i-a zis, mergeți de aici spre mează zi și apoi să vă suiți pe munte. Vedeți țara, vedeți cum este ea, cum este poporul care locuiește, dacă este tare sau slab, dacă este mic sau mare la număr. Vedeți cum este țara în care locuiește, dacă este bună sau rea, cum sunt cetățile în care locuiește, dacă sunt deschise sau întărite. Cum este pământul, dacă este gras sau ster, dacă sunt sau nu copaci pe el. Fiți cu inimă și luați cu voi roade din țară, era pe vremea când încep să se coacă strugurii. Zece din aceste iscoade au avut o mentalitate negativistă, do, Iscoade a avut o mentalitate pozitivă. Se diferențiază în modul cum răspund la întrebările despre viitor. Prima întrebare despre viitor. Poate fi cucerit Cananu? <coughs> Cei 10? Nu! Zic, nu poate fi cucerit Cananu. Nume 13 cu 21. Ei s-au suit și vedem că au iscodit țara. Dar în și 31 citim, dar bărbații care fost împreună cu el au zis, nu putem să ne suim împotriva poporul acestuia, că este mai tare decât noi. Nu putem cuceri ca noi, sunt mai tare ca noi. Deci au sădit negativismul în inima poporului, cele 10 ce îi scoade. Cei doi, cele doi scoade au zis da. De fapt, cele doi scoade erau cu altă gândire. Versetul 30 din Dumnezeu 13. Caleb a potrivit poporul care cărtea împotriva lui Moise, el a zis, haidem să ne suim, să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Putem trăi o viață de biruință? Putem trăi o viață din berșuc? Unii zic nu se poate. Suntem apă și un pământ, suntem viem cu toții. Trebuie să avem mentalitatea celor două, două Se poate cu celica în Putem fi biruitori. Dar votul era 10 la 2. Poporul a ascultat mai mult de cei 10. Foarte mult contează viitorul nostru în funcție de răspunsurile la care dăm la întrebările cu care ne confruntăm. Caleb a potorit poporul și a zis vom pune mâna pe țară, vom fi biruitori ceilalți 10 ce nu putem fi biruitori. Unii consideră că viața de creștin trebuie să fie o viață mereu de înfrângere, o viață de vale, o viață de văicărele, o viață de lamentații non-stop, o viață de trăire în păcat. Nu se poate trăi o viață de înfrângere a păcatului, nu se poate trăi o viață de biruință, nu se poate trăi o viață de bucurie. Canalul nu poate fi cucerit. De fapt, cucerirea canalului nu se referă la cucerirea raiului. Cananului e pe pământ, <coughs> înseamnă o viață de biruință pe pământ. Sensul al doilea este Cananul celest, dar este un sens de Canan pământesc, să trăiești o viață de biruință aici pe Pământ. A doua întrebare despre viitor. Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Pentru că după ce se convertez, zic, mă mai bine nu mă converteam, mai bine nu mă întorceam la Domnul. Cei 10 zic, da, e mai bine să ne întoarcem în Egipt. Ceilalți 2 zic, nu, nu, nu trebuie să ne întoarcem în Egipt cei ze cele 10 au fost animatorii a isteriei naționale. De fapt, o isterie națională a cuprins tot, tot poporul. În numer 14, cum citim, toată, toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe și poporul a plâns în noaptea aceea. Deci toată adunarea poporului Dumnezeu să țipe, să urle, să plângă. Dar nu era un plâns pentru păcate, era un plâns de ciudă. Bine să fim atenți că mulți zic că unde se lacrime Dumnezeu. Nu e adevărat. Nu oriunde se lacrime Dumnezeu. Nu cred că era Dumnezeu în lacrimile poporului care toată noaptea a plâns. Ei se gândeau să meargă înapoi în Egipt. Zice așa în versetul 3 din numeul 14. Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de robie iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi deja. Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Deci problema asta deja a pătruns în mentalitatea lor. Pentru că cele 10 iscoade au animat isteria națională, mai bine ne întoarcem în Egipt. Nu putem cu Ciricananu, drum înapoi. Nu mai este drum înainte, drum înapoi. În Egipt. Au fost sclavi în Egipt, au fost popor de mâna a doua, înapoi la sclavie, înapoi să fim popor de mâna a doua. Să ne întoarcem înapoi în Egipt. După o noapte de plâns, imaginați un popor plânge o noapte întreagă, Nicăieri nu găsim în scriptură așa ceva, singurul loc unde toată noaptea au plâns un popor. Și apoi concluzia plânsului de o noapte, mai bine ne întoarcem în Egipt. Și au aprofundat această viziune negativă și au zis unul altuia, versetul 4, citim din numărul 14, să ne alegem o căpetenie, să ne întoarcem în Egipt. Deci, pur și simplu, Moise să fie îndepărtat. E o lovitură foarte mare la autoritate. Moise să fie îndepărtat și să ne alegem o altă căpetenie. În schimb, vedem cei doi ce zic, merg pe cu 9. Numai nu vă răzvătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, că cei vom mânca, ei nu mai au niciun sprijin, Domnul este cu noi, nu vă temeți, nu vă temeți de ei. Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei. De deci cei doi s-au uitat la Domnul. Cei doi nu, nu se gândeau să meargă înapoi în Egipt. Dacă Domnul este cu noi, vom înainta în viață. Dacă Domnul este cu noi, nu trebuie să ne temem de oameni. Prezența Domnului cu noi ne eliberează de frica de oameni. la 10 au isterizat națiunea să se teamă de oameni. Ceilalți doi au zis, nu, Domnul este cu noi, nu trebuie să ne temem de ei. Isteria națională a fost transformată în tentativă de crimă. Toată adunarea vorbea să se ucidă cu pietre. Deci nu doar că vreau să se meargă înapoi în Egipt, nu doar că vreau să-și lagă o altă căpetenie, dar vreau să ucidă cu pietre vreau să comită crimă, pentru că negativismul, răzvrătirea contra lui Dumnezeu îți dă o gândire criminală. Zece sau 2 e tema emisiunii de astăzi. Ai mentalitatea celor 10 scoade sau ai mentalitatea celor 2 scoade? 7 întrebări despre viitor. A treia întrebare despre viitor. Aveți încredere în Domnul, Dumnezeul vostru pentru drumul de viitor? Cei 10 zic nu. Deuteronom 1 cu 32. Cu toate acestea, voi n-ați avut încredere în Domnul Dumnezeu vostru. Nu au avut încredere în Domnul pentru viitorul lor. Cei doi zic da. Din context, în Deuteronom 1 cu 22 și 39, vedem. Caleb, fiul lui Iefune, spune în Deuteronom cu 32, el o va vedea. Și țara în care a mers, o voi da lui și copilul lui pentru că a urmat în totul calea Domnului. Deci a urmat în totul care Domnul înseamnă că a avut încredere în Domnul. Totul, în totul a avut încredere. În Deuteronul cu 38, Iosua lui, nu, în slujitorul tău, va intra în ea. întrește că căci el va pune pe Israel în stăpânirea țării aceleia. Contează dacă avem să nu încredere în Domnul. Chiar dacă drumul pare greu, chiar dacă sunt adversități, noi trebuie să avem încredere în Domnul. Foarte mult contează încrederea. Dacă a secat încrederea în Domnul în viața noastră, noi vrem să ne întoarcem în Egipt. De fapt, ne-am și întors cu inima în Egipt. Zece sau doi, ce mentalitate avem? Mentalitatea celor 10 sau mentalitatea celor doi? Mentalitatea celor 10 care au vrut să se întoarcă în Egipt sau mentalitatea celor doi care au zis, Domnul este cu noi, vom birui? A patra întrebare. Urea și a ultimul cuvânt? ce 10. zece? Da uriașul ultimul cuvânt în viața noastră, numele 13 pe cu 32. Țara pe care am străbătut-o, ca să-i scodim, este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Apoi am mai văzut în ea pe uriaș, pe copilul Ianac, care se trag din neamul uriașilor. Deuteronul cu 28, frații noștri ne-au umuiat inima zicând, poporul acela este un popor mai mare și mai înalt la statură decât noi. Da, uriașă ultimul cuvânt în viața noastră. Au crezut asta, au promovat asta. Noi nu facem față la acești turiași, oameni cu statură înaltă. Ceilalți doi au zis nu, în numer 14 cu 9, căci ei vom mânca, ei nu mai au niciun sprijin vom mânca pe acești uriași, ei nu mai au niciun sprijin. Dragii mei, care e mentalitatea noastră? O mentalitate în care uriașii e ultimul cuvânt în viața noastră? Sau o mentalitate în care construim că îi vom birui pe uriașii din viața noastră? Unii tremură, unii sunt paralizați de frică din cauza uriașilor. Cele 10 îi scoade au zis, țara e plină de uriași, nu, nu, putem cuceri cananul. Ceilalți 2 au zis, putem cuceri cananul. Îi vom mânca, vom birui, Chiar dacă sunt uriași. Vom fi mai tari decât ei. Cincia întrebare cu privire la viitor. Suntem noi niște lăcuste înaintea noastră și față de uriași? Deci, practic, este despre propria identitate. Cei zece au zis da. Suntem niște lăcuste înaintea noastră și față de uriași. Numai 13 cu 33. Apoi am mai văzut în ea pe uriaș, pe copilul ianac care se trag din neamul uriașilor înaintea noastră și față de ei, parcă eram niște lăcuste. Adică poporul Dumnezeu era format din lăcuste. Iar cei din Canaan erau uriași. Comparație lăcuste cu uriașii. Deci se subestimau pe ei, se vedeau lăcuste și supraestimau pe cei din Canaan, ei vedeau uriași e un păcat mare și să supraestimez și să subestimez. Domnul să ne dea o părere corectă despre noi înșine. Să ne vedem corect identitatea. Cei 10 ziceau, noi suntem lăcuste. Să la identitatea lor. Se subestimau. Și supraestimau pe ceilalți. Ceilalți sunt uriași. Cei doi ziceau nu. Merg 14 cu 9 nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci ei vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin, Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei. Noi trebuie să ne afirmăm identitatea noastră spirituală. 1 Petru 2 cu 9 Voi însă sunteți o seminție aleasă, o prețuire împărătească, un neam sfânt pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate a celui ce va chemat din întuneric la lumina sa minunată care e identitatea noastră? Suntem o preoție împărătească, suntem un neam sfânt câștigat de Dumnezeu ca să fie al Lui. Asta e identitatea. Noi nu suntem lăcuste. Noi foarte mult trebuie să ne afirmăm identitatea, să știm cine suntem în Hristos. Noi în Hristos suntem un neam sfânt. Noi în Hristos suntem câștigați de El ca să fim a Lui. Noi în Hristos suntem câștigați ca să vestim putere minunate ale Lui Dumnezeu. Iar în Matei 5, cu 13 și 14, se spune, voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii. Eu nu sunt o lăcustă, eu sunt lumina lumii. Eu nu sunt o locustă, eu, nu sunt, o lăcustă, eu sunt sarea pământului. Foarte mult contează identitatea pe care ți-o asume. În funcție de identitate ai comportamentul. Comportamentul nostru depinde de identitatea noastră. Noi trebuie să ne subliniem identitatea E diferență mare să te vezi lăcustă sau să te vezi lumina lumii. E diferență mare să te vezi lăcustă sau să te vezi sarea pământului, să te vezi un neam sfânt, să vezi un popor pus deoparte ca să vestească puterile minunate ale lui Dumnezeu. Lăcusta nu face așa ceva. Asta vrea diavolul cu noi, să ne facă lăcuste, să ne credem lăcuste, să ne comportăm ca niște lăcuste. Cei 10 s-au comportat ca niște lăcuste. Ceilalți doi au zis să îi vom mânca pe acei uriași. Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei. Adică eu cu Dumnezeu voi birui uriașii aceia. Eu nu sunt o lăcustă. Eu sunt din poporul lui Dumnezeu. Mentalitatea celor doi a fost o mentalitate diferită. Noi trebuie să avem o mentalitate diferită. Să nu avem această mentalitate negativistă, să nu ne avem această mentalitate de lăcuste. O identitate falsă, o identitate eronată ne duce la un comportament eronat. O identitate de subestimare ne face să nu trăim la înălțimea potențialului pe care avem în Hristos. Ne avem un potențial fantastic în Hristos. Noi avem o identitate de lumină, ne avem identitate de sare, de popor ales în Hristos și noi trebuie să asumăm această identitate pe care o avem în Hristos. Așa se întrebare. Despre viitor. Crezi în bunăvoința lui Dumnezeu pentru viitor? Cei 10 zic nu. Noi nu credem că Dumnezeu va fi binevoitor cu noi în viitor. Ceilalți doi zic da. Noi credem că Dumnezeu va fi binevoitor cu noi în viitor. Număr 14:8. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Deci nu prin forțele noastre, nu prin inteligența noastră vom cuceri cananul. Da, Dumnezeu este cu noi. Dar pentru ca să cucerim cananul, ne avem nevoie de bunăvoința lui Dumnezeu. Dacă Domnul va fi binevitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne va da bunăvoința lui Dumnezeu. Cei zece credeau în bunăvoința lui Dumnezeu. Cei zece considerau că vor cuceri anul datorită bunăvoinței lui Dumnezeu. Contează foarte mult să înțelegi care e sursa biruințelor tale, bunăvoința lui Dumnezeu. Ceilalți doi, ziceau, ceilalți uh, doi au zis, da, Dumnezeu va fi binevitor, la zece ziceau nu. Numer 14 pe, 11. Până când mă va nesăcoti poporul acesta? Până când va crede el în mine cu toate minunile pe care le facă în mijlocul lui? Până când nu va crede el în mine. Deci să nu crezi în Dumnezeu, să nu crezi în lui Dumnezeu, să nu crezi în bunătatea lui Dumnezeu. De fapt, în, în Grădina Edenului, atacul s-a dat la bunătatea lui Dumnezeu. Șarpele a sădit în mintea lui Adam, în mintea lui Eva, îndoiala în bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu, fiindcă este rău, nu vrea să cunoașteți binele și răul, dar în momentul când veți lua din fructul oprit, veți fi cunoscători de binele și răului. Nu e adevărat că veți muri, astea sunt minciuni. Deci, practic, a sădit în mintea lui Adam și mintea lui Eva, oameni perfecți, a sădit ideea că Dumnezeu nu este bun. Și așa, dacă îți pierzi această încredere în bunătatea lui Dumnezeu, în ușor poți fi ispitit și poți să cazi. Deci contestarea bunătății lui Dumnezeu. De fapt asta a fost miza satanei, să conteste bunătatea lui Dumnezeu. Adam și Eva au crezut că Dumnezeu nu mai este bun și de aceea nu au mai ascultat de el. Un Dumnezeu rău, Dumnezeu din răutate nu-i lasă să mănânce din pomul cunoștinței bine. Răutatea lui Dumnezeu e motivația interdicției. Și șarpele, nu? fiindcă este bun, ne îndeamnă să mâncăm din pomul acesta al cunoștinței bine și rău și atunci va fi bine de noi. Viitorul nostru depinde de încrederea noastră în bunătatea lui Dumnezeu să nu avem încredere. Eva și Adam au căzut și de aceea și-au stricat viitorul, fiindcă n au mai avut încredere în bunătatea lui Dumnezeu. Că noi nu mai avem încredere în bunătatea lui Dumnezeu și noi ne stricăm viitorul. E foarte important. Și Iov a fost în într-un fel îndemnat să nu se mai încreadă în bunătatea lui Dumnezeu. Ființa foarte aproape de Iov, nu? Soția lui Iov a zis, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Bleastă-mă pe Dumnezeu. Spune-i că e rău. Spune lucruri negative despre Dumnezeu. Și Iov n-a căzut în această capcană, nu l-a blestemat pe Dumnezeu. Deci n-a ascultat de nevastă. Nici n-a divorțat de nevastă. Vedem că n-a divorțat și-a iubit până la capăt. Satana caută să se deaască noi această contestare a bunătății lui Dumnezeu. Să nu avem încredere în bunătatea lui Dumnezeu. Să nu avem încredere în bunăvoința lui față de noi. A reușit cu Adam și Eva n-a reușit cu Iov. Și este bine să nu reușească nici cu noi. Noi trebuie să spunem indiferent ce ni se întâmplă, lăudați să fie Domnul că ce este bun, că ce în ține în durarea lui. Indiferent prin ce situație trece, noi trebuie să-l pe Dumnezeu că ce este bun. Dumnezeu este bun. 100% este bun. Mereu este bun. Ori prin ce trecem, Dumnezeu nu poate fi acuzat de răutate. Sunt unii care zic, păi dacă e Dumnezeu bun, de ce mor copiii în Africa? Copiii în Africa nu mor fiindcă Dumnezeu este rău. Copiii în Africa mor fiindcă omul a ales moartea. Dumnezeu a zis, în momentul când vei luat din pomul acela cu va veni moartea peste tine și a venit moartea peste planetă deci Adam este responsabil pentru copiii care mor în Africa nu Dumnezeu Dumnezeu are libertate omului Dumnezeu nu vrea iubire cu forța a dat libertate, dacă vrei mă urmezi, dacă nu, nu dar dacă nu mă urmezi vei muri și va pătrunde moartea pe planetă deci să zici că Dumnezeu este rău că mor copii în Africa este o dovadă de neștiință a realităților și de proastă gândire Dumnezeu este bun noi trebuie să-L dăm permanență pe Dumnezeu că ce este bun. Trebuie să-L preamărim pe Dumnezeu că ce este bun. Inima noastră trebuie să fie un șuvoi de laudă la, la adresa lui Dumnezeu. Și cu întrebări din acestea, fără cap, fără coadă, care să conteste bunătatea lui Dumnezeu, noi trebuie să spunem, nu e adevărat. Dumnezeu nu este rău, nu este nicio răutate în Dumnezeu. Dumnezeu, este bun, indiferent ce ni se întâmplă, indiferent câte cutremure vin, Dumnezeu rămâne bun. Pentru că atunci când omul a ales moartea, a ales și ideea de dereglare a naturii, nu? a ales și cu tremurele, a ales dereglarea naturii, Adam este responsabil de plin pentru pătrunderea morții pe planetă. Nu trebuie pus pe seama lui Dumnezeu. Dumnezeu a permis, a permis că omul să leagă moartea. De atunci omul trăiește moartea. Noi deci trebuie să odăm pe Dumnezeu că ce este bun. Deci, deci trebuie să fie un șuvoi în inima noastră și trebuie să fie în gândirea noastră. Domnul este bun indiferent ce mi se întâmplă. Domnul este bun indiferent prin ce trec. Domnul este bun indiferent câte experiențe negative am. Domnul rămâne bun. Deci, deci trebuie să fie. atunci noi nu cădem cum a căzut Adam și Eva. Pentru că a fost contestată bunătatea lui Dumnezeu și de ce au căzut. A șaptea întrebare și ultima. Referitoare la viitor. Știi că atitudinea ta determină destinul tău? Cei 10 zic nu. Cei doi zic da. Cei 10 zic, zic nu, nu știu că atitudinea determină destinul tău. Număr 14 cu 37. Oamenii aceștia care negrisă rățara au murit acolo înaintea Domnului, loviți de o moarte praznică. Destinul lor, atitudinea lor negativistă, a determinat destinul lor. Au murit loviți de o moarte năpraznică. Ceilalți doi, care au avut altă atitudine, în 14 cu 38 citim, numai Iosua fiului Nun și care fiului Efune au rămas cu viață dintre oamenii aceia care se duseseră să-i scodească țara. Atitudinea ta față de Hristos determină destinul tău veșnic. Ioan 14 cu 6 spune Iisus i-a zis Eu sunt calea adevărului și viața Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine Iosua și Caleb Ei nu au murit de moarte nepraznică Pentru că atitudinea lor a fost atitudine Care nu era negativistă De încredere în Dumnezeu și Destinul lor a depins de lucrul acesta Zece sau doi șapte întrebări care de întrebări despre viitor care au, avut două răspunsuri diferite. Cei 10, un fel de răspuns, cei doi alt răspuns. Prima întrebare, poate fi cucerit Cananul? Cei 10 au zis nu, cei doi au zis da. A doua întrebare, nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Cei 10 au zis da, cei doi au zis nu. Fiecare întrebare a determinat viitorul lor. A treia întrebare, aveți încredere în Domnul Dumnezeul vostru pentru drumul de viitor? Cei zece au zis nu, cei doi au zis da. A patra întrebare, Ureaș ultimul cuvânt? Cei zece au zis da, cei doi au zis nu. A cincea întrebare, suntem noi niște lăcusti înaintea noastră și față de ureași? Cei zece au zis da, cei doi au zis nu. A șasea întrebare, crezi în bunăvăința lui Dumnezeu pentru viitor? Cei zece au zis nu, cei doi au zis da. A șaptea întrebare, Știi că atitudinea ta determină destinul tău? Cei zece au zis nu, cei doi au zis da. Sunt întrebări despre viitor de care depinde viitorul. Contează cum răspundem la aceste întrebări. Cei zece au răspuns incorrect la toate întrebările. Cei doi au răspuns corect la toate întrebările. Dumnezeu să ne dea ochi deschiși să vedem răspunsul corect. Dumnezeu să ne dea o inimă bună ca să avem răspunsul corect. Dumnezeu să ne dea decizii înțelepte ca să avem destin înțelept. Deciziile înțelepte duc la destinul înțelept. Răspunsul corect a dus la decizii corecte. Deciziile corecte au dus la un, de la un destin înțelept. Răspunsul incorrect a dus la decizii incorrecte, decizii incorrecte au dus la un destin nechipzuit. Zece sau doi. Noi alegem la care categorie vrem să intrăm. Categoria negativismului, categoria tăgăduitorilor sau categoria celor care zic, Dumnezeu este cu noi, vom birui. Prezența lui Dumnezeu asigură biruința noastră. Noi credem în prezența lui Dumnezeu cu noi. Amin.